Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al 16-lea episod din seria noastră de Hexit. Înainte să încep, mă rog, la început de episod aș vrea să vă rog să lăsați un like, să vedem cât de multe putem strânge, pentru că like-urile chiar mă motivează. Și acum, sincer, chiar nu mă ajută cu nimic, că ne-am văzut că unii zic că câștig mai mulți bani pentru like-uri. No. Chestia asta doar mă motivează pe mine să continui. Bun, acum, hai să trecem mai departe, să continuăm cu ce aveam de făcut. Așa, aici am vrut să arunc un mic ochi să văd ce am. Bun. În episodul de astăzi vreau să mă duc până la village-ul care e în partea aia, să văd dacă mai găsim câteva chestii din Tinker's Construct, pentru că nu mai știu de unde le-am luat. Și vreau să mă apuc să folosesc Tinker's Construct. Probabil că vă dați și voi seama că această serie nu este prima de Hexit, adică și dacă nu sunteți subscriber vechi și n-ați văzut celelalte serii înainte, probabil că v-ați dat seama că nu e prima dată când joc Hexit în moment ce Minecraft Hexit sezonul 4. Așa că probabil că vă gândiți că băi, ăsta mai folosit și Tinkers-ul, nu? De fapt, n-am folosit Tinkers-ul pe 1.5.2, am folosit Tinkers-ul, dar pe alte mod pe cord, dacă nu mai dai, nu știu pe ce mod pe cord, așa sigur că am folosit și Tinkers-ul un pic. Și Tinkers-ul l-am folosit mai mult off-camera, l-am folosit când făceam live stream cu nu mai știu ce, dacă făceam... era ceva de pe Feed the Beast oricum. Poate era Dire Wolf 20, dar nici nu mai țin minte. Oricum știu că am făcut niște live-uri cu un mod pe care acum vreun an și atunci am folosit Tinkers-ul ca lumea. Cine a mai fost atunci pe live, deși sunt vreo 100 de persoane, adică atunci au fost 100 de persoane pe live-ul ăla. Mă rog, live-urile alea. Mă rog, s-au mai schimbat. Deci să zicem că maxim vreo 300 de persoane să fi văzut atunci, sau poate chiar mai mult, de ce nu? 400-500 de oameni să fi văzut atunci live-urile. Sunt curios, dacă mai ține minte cineva în ce mod pe care am făcut chestia asta, deși parcă pot să zic că a fost Dire Wolf 20, dar nu bag mâna în foc, să lase în comentarii. Și chestia asta ar fi chiar super să țină minte cineva ce am făcut eu în live stream-urile de acum mai bine de un an, pentru că nu cred că era nici măcar vara anului trecut când făceam eu live cu chestia asta. Pentru că după aia am început cu live-uri cu Alianța și pe urmă cu Titan Watch și n-am mai făcut cu mod pe curi. Deci da, era dinainte de primăvară. De fapt nu, cam în primăvara anului trecut, dar mă rog, nu contează. Ideea e că eu nu prea știu să folosesc Tinkers-ul, adică știu să folosesc Tinkers-ul, dar n-am folosit Tinkers-ul pe Hexit prea mult, am folosit decât foarte puțin și nu știu toate rețetele, nu știu ce poți să faci, pentru că sunt multe lucruri schimbate, bineînțeles că devine logic, adică devine logic, e logic să se schimbe lucrurile cu cât înaintează Minecraft în versiune, că doar noi face, spre exemplu, hai, a apărut Minecraft 1.7, hai să mutăm Tinkers Construct-ul direct de pe 1.6 sau și la 1.6 să-l muți direct de pe 1.5 fără să adaugi sau schimbi nimic, pentru că nu prea merge așa treaba. Bun, înainte de toate, stai, pe aici am fost eu? Da, aici am fost eu. Pastea le iau. Și atât, de fapt nu. Și pastea le iau. Și cine știe, poate este ori să mă ajute vreodată. Dacă tot am dat pe aici. Fuck this shit. Înseamnă că de aici am luat chestiile de Tinkers. Chestii care nu prea mă încântă. Da, probabil. Unde n-ai bie? În partea asta? Uite, cred că asta e. Noi. Nope. Mi-am luat țeapă. Ideea e că vreau să iau și măsuțele alea dacă tot sunt pe aici și știu că le-am luat. Ia, mai avem vreun village pe aproape? No, nu mai avem. Ups. Puteam să jur că am găsit două village-uri. Și sincer, ai fi găsit. Oh, well. Uite aici, holy fuck, e la mama dracu, nu mai mă duc nici de nebun până acolo. Ok. Știți? Cred că o să mă duc și o să-mi vădă treaba mea. În sensul că... dacă tot am ajuns aici,
hai să iau niște sand, pentru că o să avem nevoie și de sand și n-am nicio lopată la mine, genial. Dar am un topor și putem să facem lopeți. Mă rog, una o să fac. Așa. Bun. De fapt, asta e așa. Să mai eliberez alea ca inventoriu. Astea o să folosesc iron. Bun. Mă rog, aveam crafting table în căsuța aia, dar nu mai contează acum. Așa, am nevoie de gravel, dacă nu mă înșel, de sand și de dirt. Stați așa, mă uit acum. Grunt, nu, nu așa, nu așa. Atunci cum se numește? Ok, atunci luăm așa. Tinker's Construct. Bun. Seared brick, seared brick. Ah, grout. Oh, ce pula mea. Grunt, grout. Da, sunt atât de aproape. Ah, clay. Oh, clay. Nu dirt. Ah, goddammit. Bun. Bun, deci trebuie să mai facem rost de niște... Ah, doamne, de ce dracu am făcut eu asta? Mai țineți minte că aveam niște bricuri în plus. Doar de ce, doamne, iartă-mă, le-am mai prăjit și pe alea. Nu puteam să păstrez clay-ul. Fui, ok. Nu-i bai. A, lasă, tot am venit în partea asta, în drum spre casă, să găsim un loc în care să... În care să luăm de-astea. În care să luăm, mama ei, clay. Îmi place când folosesc un cuvânt și... Gen, 5 minute mai târziu îl uit. Sau nici 5 minute și după aia așa genul, ah, fuck this shit, cum era după ce tocmai l-am folosit. Uf. Creierul meu e un lucru interesant care cred că nici măcar el nu-și dă seama cum funcționează. Hai de capul meu, bun. Tot am făcut asta. Ah, shit. Ce urât am stricat pe aici zona. A, nu-i bai. Serios, frate. Serios. Afară plouă. E oribil. Și ăsta ce dracu face cu drujba măsii. Ok. Sper că nu auziți asta, pentru că dacă ar fi să închid geamul acum, ar fi crimă curată pentru mine. M-ați omor. De fapt, m-aș omor, că nu, voi nu faceți nimic. Bun, am clay, bun. Zic că e suficient, e mai mult decât suficient. Bun, am așa și acum ce mai avem nevoie? Seared paver, oh, ce dracu e asta. Bun, deci gravel. Gravel cred că am acasă. Cred, nu sunt sigur. Ce doamne iartă-mă asta? Bă, dacă tu sunt aici... A, nu-i nimic? Credeam că e ceva capcană. Deci e așa o chestie random pusă aici, fără niciun rost? Perfect normal, ce pot să zic. Și god damn it! Cu truși bămâti. Holy fuck. Ok, se face noapte. Vine întunericul. Și... trebuie să mă uit. Parcă, adică încă parcă, sigur aveam o carte din aia care zice rețetele și ce și cum. Mă trebuia să-mi fie făcut o bărcuță. Chestia asta nu zboară cam jos. Hai mă. Bun. Hai că aproape ți l-am omorât. Bun. Shit! Sunt mort. Ups.
totul a fost planificat. Chiar mă gândeam că o să mă duc în aer și o să mă sinucid și o să ajung mai repede acasă, știți? Aoleu, cum a fost asta, doamne? Ai. Știi momentul ăla când te gândești că ce se poate întâmpla? Bun, și acum asta trebuie prăjit, nu? Da. Și, aoleu, o să avem nevoie de mai mult. Ce avem nevoie? Avem nevoie de gravel mult. Ai, dar cum a fost, mă? De unde luăm noi gravel? Sper să am pe aici. Hai, că cred că am gravel, mă. Nu mai țin minte deja dacă mai am gravel sau nu. Am, nu mai am gravel. Ce? Place cum am pus eu în astea. Bun, unde găsim gravel acum? Nether. Acolo mi-amintesc că am văzut gravel gen să mă duc la sigur, să nu mă duc așa... la nașpa. Ai, oricum trebuie să ajungem în Nether, dar chiar în Nether trebuie să ajung pentru că am nevoie de astea de... cum se numește? Bă, îmi scap acum. Oi. Quartz, așa, quartz. Știi momentul ăla când chiar nu mai știi cum, adică știi cum se numește ceva și îți scapă și ești așa genul firar al dracu, de ce îmi scapă? Și uite și tu cât clay puteam avea. Bun. Așa, hai să vedem. N-am și eu, bă, un staff, parcă aveam un staff. Uite, un staff. Și electricitate, perfect. Avem un electric staff. Și cu asta o să mergem până în Nether, imediat după ce le înceantăm, pentru că înceantarea e moca. Enchant. I'm breaking. Auzi, dar chiar nu pot să-l repar, adică... Hai să o luăm așa. Bun, chestia asta... Și repair. Ok, nu pot să-l repar. Deci trebuie să am grijă cu asta. Am lopata. Mergem în Nether. Și când o să mai facem câteva staff-uri, pentru că trebuie să facem și staff-uri, o să explorăm ca lumea Nether-ul. O să avem nevoie de astea, de cum se numește, de quartz, că tot ziceam, pentru sharpness, pentru sabie. Știți, cu tinkers-ul poți să faci un fel de enchanturi, punând chestii numite, nu mai știu exact cum se numesc în momentul de față, modificări, ceva, modifiers, parcă. Din nou, îmi cer scuze dacă greșesc, dar nu pot să știu chiar totul, pădăros. Bun. Oh, shit. Serios, frate? Chiar n-are nimic de desubt, adică dacă încep acum să... Oh, fuck. Holy shit, nigga. Eu în momentul de față, dacă sap pod asta, cred că pică tot. Nope, aparent e lag. Și trebuie să așteptăm să treacă lagul. Mi-ar trebui un fortune sau... sau măcar un siltaj momentan. Ok. Da, o să pice destul de mult, dar mai rămâne și pentru mine. Bun, și-a revenit, acum să ne pregătim de chestii. Sunt surprins că nu pică astea. Dar dacă spargem una de asta aici, ho, cum s-a dus. Ups. Așa. Gravel. Oh, și o să trebuiască să facem cumva... Mi se pare că cu ciocanul se iau chestiile astea din Nether. Știți, faza e că eu n-am folosit niciodată orurile din Nether care sunt adăugate de construct, cum ar fi cobalt sau...
Aradite, aradit. Pentru că cobalt am găsit în ăsta, în într-un dungeon ceva am găsit, avem câteva ingoturi. O să vă arăt când ajungem acasă. Și ne. N-a avut rost. Bun. Mai ales că oricum nu mai știu ce am jucat atunci, dar aveam o sabie foarte OP. Mă rog, până am căzut în lavă. Da, ne. Lol, cum a fost asta? Știi, mă, și panicasem, unde dracu s-a dus ăla, cum mai ajung înapoi? Bun. Așa, am luat astea. Hai la treabă. Oricum o să trebuiască să facem și un ciocan. Hai să punem gruntul la prăjit. Gruntul. Grutul. De ce dracu țin eu minte așa, nu știu. Așa. Hai să-l facem pe tot, ce naiba. De fapt, asta e. Asta așa și dacă mai avem nevoie, mai facem. Așa. Bun, Tinkers. O să avem nevoie de asta. Ah, ok. Avem... Avem... Shaped Crafting... Seared Glass. Nu, nu, de asta, nu, de asta, de asta o să avem nevoie. De un tank. The Smeltery Drain. De niște de-astea, da, așa ceva, un faucet, basin și smeltery controller. Da, 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 da. Tool forge. Ok, stați așa. Întâi de toate, uite mai, uite aici, hai să căutăm cartea aceea pe care, bineînțeles că puteam să caut și înainte, dar de... dacă nu avem carte, cred că trebuie să o craftăm. Shit! Ce a fost asta? Ok, nu știu unde e. Am mă că aveam, nu Ciocopedia, mamă, măsi. Da, chiar, noi n-aveam pe aici niște ciocobo. Ok, chestia asta a fost ceva. Ai. Uite, materials and you. Și o să am nevoie de niște hârtie și un blank pattern care se face destul de ușor, chiar pot să fac unul acum. Dar hârtie nu știu dacă am. Oricum o să avem nevoie de hârtie pentru modifiers, pentru că chestia asta permite să adaugi mai multe modifier-uri. Mamă, cât de ciudat sună. Ok, o să mergem în partea aia, pentru că dacă nu mă înșel acolo am văzut niște sugarcane când am fost să iau zahăr. Și da, uite, se vede. O să luăm și o să facem și o mică plantație. Și trebuie să fac chestiile alea prima dată și prima dată trebuie să fac cartea. Ok, mai avem pe aici niște... clay. Și eu am fost în partea aia altă ultima dată. Deci e bine de știut că aveam clay oarecum aproape. Poate o să mai avem vreodată nevoie. Nu e imposibil. Cine știe ce idei mai întrec în cap. Ok. Sunt aici. Și facem un blank pattern. De fapt, știi ce? Am o idee. Hai să facem mai multe de-astea, pentru că știu sigur că o să avem nevoie. Bun, avem 6. Și din astea o să facem 3 hârtii. Și cu asta și facem prima carte. Și acum o să avem nevoie de următoarele. O să am nevoie de... Ups! N-am vrut să fac asta. O să am nevoie de chesturile astea duble pe care știam că le mai am pe aici. Și o să venim în partea asta. Așa. Și uite aici. O să punem un chest. Și o să facem o chestie din aia cu smeltării, cu chestii. Nu știu exact cum se numește. Dar aici o să punem lucrurile care... ne sunt benefice pentru așa ceva. Bun. Materials and you. Prima dată ore berries, astea, stencil table, part crafter, chestii, tool station, de astea o să am nevoie.
Forge tool, bungee stick, what? Barricade. Așa, de astea o să am nevoie. Bun. Deci, în partea asta, mă rog, văd eu cum le aranjez. Ideea e că am nevoie de următoarele lucruri. Am nevoie de niște lemn. Și avem aici undeva lemn. Și hai să vedem. Am niște stencil chestii de-alea în chest pentru că sunt inteligent și le-am lăsat acolo. Și cred că o să facem chiar aici un crafting table pentru că, hey, fuck it, o să am nevoie. Așa, câteva bucăți de lemne. By the way, o să trebuiască să fac niște ordine, o să trebuiască să fac ordine pe aici. Bun, prima dată să le luăm pe astea și începem așa. 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 Tool station. Și de fapt asta e, dacă tot o să-l schimbăm și pe ăsta. Bun, stai că eu nu știu în care ordine sunt puse astea. Deci ăsta este tool station, part builder-ul, care ăsta cred că o să trebuiască să fie conectat la chest. Nu sunt sigur, din nou zic. Bun. Craftăm aici un chest rapid și cu încă o bucată din asta. Bun, aici am nimerit-o. Ok, se face întuneric. Hai că revin imediat. Bun, somnic. Și acum hai să vedem. Ce am nevoie? De fapt, stai, acum am nevoie de chestiile alea de grout de pui mei. Shit. Stai așa să văd ce aș putea să las, ce aș putea să iau. Nu, asta o iau. Astea o să le iau cu mine. O să am nevoie de gold. Asta știu sigur, pentru că o să trebuie să facem anumite părți, pentru că anumite metale nu pot fi turnate în modele de lemn. Ceea ce mi se pare, de fapt, chiar foarte logic. Bun. Atâta zic, ajunge. Nu, asta le iau cu mine. Lemnul le iau cu mine. Ce iau decât atâta. Da, astea cred că sunt ok. Tool binding, astea le iau așa. Și uite aici aradit, cred că chestia e galbenă, dacă nu mă înșel. Și aveam tot pe undeva pe aici niște... Hai mă, că știu sigur că aveam. Nu-mi zic că... A, uite, aveam cobalt și mai mult aradit. Chestiile astea, dacă nu mă înșel, le poți topi direct și îți dă chestia aia din Nether, lucru care o să fie super șmecher. Anyway, o să trebuiască să fac niște teste, adică o să îmi scot o nouă hartă de single player de test pe care să intru cu creativ și să încerc de anumite lucruri, că nu vreau să încerc cu creativ pe aici. Adică vreau să văd, în primul rând, bine, aș putea să caut un wiki, dar sincer, nu îmi place să stau cu wiki, eu mereu uit chestii, așa că mai bine mă chinui pe comp propriu, să zic așa. O să mă duc și o să caut asta, cum se numește, o să intru pe single player și o să-mi fac din nou o chestie din asta și să fac anumite teste. În primul rând vreau să văd cu ce se sparge chestia aia de Nether. Bine, sau poate să caut și pe wiki, dar mi-e lene, serios, și eu uit. În fine, las-o așa. Bun, acum a doua, materials and you, pentru care o să avem nevoie de growth care este în casă, pentru că eu sunt dobitoc și nu sunt în stare să înduc la sfârșit o cerință simplă, cum ar fi să-l iau pe ăsta. Posibil să avem nevoie de puțin mai mult growth, dar nu-i bai. Așa.
Materials, oh, am aici modifier-ul, perfect. Da, observ. Mm-hmm. Cleaver, wow. Battle axe. Interesant. Slime muddy. Tool station. Mm-hmm. Aici sunt modifier-uri, să zic așa. Knockback, ok, perfect. Chestiile astea o să fie interesante. Bane of Arthropod, Smite, holy fuck, nigga. Oh, băi, ce dracu, parcă pot să mă jur că nu erau atâtea chestii ultima dată când am jucat eu. Bun, deci astea sunt cu modifier-uri, asta o să fie bună de păstrat. Și cum mai bine ajung eu să obțin, știi, stați așa. Ce altă carte? Bun. Așa, deci un smeltery controller. 9 seared bricks, ok, o să încep cu cele 9 seared bricks de care o să avem nevoie. De fapt, stai. Așa și 9. Yep, clar o să avem nevoie de mai mult un de ăsta. Oi. Ah, ok, perfect, și acum le-am bound două, pentru că ne. Așa trebuie să fiu. Bun, casting table și faucet. Astea să văd dacă mai țin minte cum se făceau. Faucetul cred că era așa. Nu, nu e așa. Stai, ce e? Casting channel, atunci așa e. Seared faucet. Și chestia asta care o să fie casting basin. Și apoi așa. Și o să avem nevoie de încă ceva, dar nu mai știu ce. A, de tank. Tank, tank, măsa. care să te adrași dacă mai știu cum se face. Încerc și o știți. Oh, shit, mai am nevoie de... Ah, fix două, bun. Nu-i bai. Mai facem câteva să avem acolo de rezervă. Nu se supără nimeni dacă facem mai mult crowd-ul de ăsta. De fapt, stați. Să văd că am lăsat pe aici materialele de crowd. Am nisip. Și ce mai am nevoie? Mai am nevoie de... Ups. Cum? Dumnezeu. De astea și astea. Bun. Mai facem câteva bucăți de grout și să le punem la prăjit. E bun. Așa, 16 sunt mai mult decât suficient. Și între timp, cât se prăjesc astea, hai să vedem ce facem. Vin aici și o să arunc anumite lucruri. Nu pot să le arunc. God damn it. Ok, hai să arunc câteva lucruri de care nu mai am nevoie. Astea. Probabil aș putea să fac niște ferme. Dar n-ar avea rost. Sincer, acu de ce m-aș chinui să fac ferme? Aș putea, totuși. Uliu, chestia asta, mă, să mă duc să o plantez. Ioi, ce... Nătângâs. Uite, le plantăm aici. Bun. Acum înapoi la treaba noastră. Așa. Ce mai avem? Ce mai avem nevoie? Ha. Interesting. Asta ce e? Casting table. N-am așa ceva? N-am așa ceva. Nu știu ce... Ba, știu da ce e bună. În asta o să forțăm chestiuțe. Mă, de fapt, stai că... Avem nevoie oricum, nu doar de cel puțin... Avem nevoie de cel puțin 9. Asta e cea mai basic chestie. Am putea face mai mult. Uite, stai. Deci, bronze, made copper, tin, aluminium, brass, manilim, cobalt, 2 și aradit. Aluminium made from... Alumite, pardon. Aluminium, 5, iron, 2 și 2 obsidian. Oh, ok. Interesant. Forming a cast, da, știu cum se fac chestiile astea, grout, seared brick, smeltery, aveam aici ce-mi trebuie. Bun, chestia asta este un seared window, ok, deci asta ca să vedem înăuntru sau ce.
casting table, casting basin, okay, observe, blood obsidian, oh, okay. Sealed stone, în caz de ceva. Ce-s astea? Ok, astea chiar. Ce pui mei? Ce doamne iartă-mă? Astea nici nu le-am mai văzut vreodată. Ok, ceva îmi spune că de fapt chiar s-au schimbat câte ceva la Tinkers și numai același Tinkers vechi. What the fuck, man? Chiar s-a schimbat exitul, really? Adică sunt și o leacă surprins. Bun, hai să luăm cât se prăjește chestia aia, să luăm sticlă de pe aici, că mai aveam niște bucăți mai mult ca sigur. Haide. Bun. Gata. Ce ai în partea asta acum? Așa. Uite unde să facem. Hai să facem în partea asta. Stai. Bun. Deci, nu. Hai să facem mai așa. Avem nevoie de 9x9. Dar tu e aici. Așa, în partea asta o leacă. Sau mai jos. Mai către mine un bloc. Aici facem. Și acum am nevoie de următoarele. Astea, astea, asta, asta, asta. Și asta. Și un casting table. Whoop. Așa. Și acum prima dată cred că le punem pe astea nouă jos. Stai, nu, nu, ce? Ceva nu-i bine. Ok, nouă să fie. Ups. Ce doamne iartă-mă, le-am pus pe astea așa strâm, frate. Ok. Cât de urât e să nu te-ai prea bine cu un mod. Adică să știi câte ceva despre el, dar să nu te-ai prea bine cu el, să te chinui acolo. Ok, apoi trebuie să mai facem câteva de-astea și vin așa. Asta. Și asta e că n-am făcut chiar tot. Shield tank și să mor ducă, cred că mai avem nevoie. Holy fuck. Yep, o să mai fie nevoie. Clar, o să mai fie nevoie. Uf, ok. În schimb, ăsta o să vină în partea asta. Ce? Ce-am pus eu? Așa. Și cred că, în schimb, o să mai avem nevoie de niște... Asta aici o punem. Și fauzetul. Cred că atât. Mai am nevoie de niște de-astea blocuri de grout. De ce dracu am făcut eu chestia asta? Casting basin. La ce e bun? E bună de stocat lucruri sau ce? Habar n-am. Asta o las aici. Bun, oricum, hai că încheiu aici acest episod și în episodul următor o să continuăm cu Tinkers-ul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și până data viitoare, bye bye.